Un manager de produse de la o companie de tech din San Francisco a intrat în gura internetului dintr-un motiv neașteptat. Amar uh, Reși a decis să creeze o carte pentru copii și a publicat-o după doar 72 de ore. Cartea a devenit virală, însă comentariile nu au fost uh, deloc uh, flatante. Motivul? Amar uh, s-a folosit de inteligența artificială. Vorbesc despre acest subiect cu Sebastian Ujică, editor Alef News. Bun găsit, Uji. Uh, evident, uh, iată, vine din nou la putere inteligența artificială, dar mă întreb așa, dacă tot a zis că e o carte scrisă cu ajutorul inteligenței artificiale, de ce, de ce să se supere lumea? Hai să vedem cum a reușit să termine, iată, cea mai repede scrisă carte vreodată, cred. Da, m a povestit totul pentru Business Insider, cum a venit ideea să creeze o carte pentru copii după ce a citit o poveste unui copil. Însă, cum nu se pricepea el la scris sau la desen, s-a gândit să apeleze la tehnologie. Mai exact la tooluri care folosesc inteligența artificială. A ales chat GPT, pe care îl, bine știm, de, îl știm foarte bine deja, pentru partea de text, Ei bine și o aplicație numită MidJourney, care generează imagini cu ajutorul inteligenței artificiale după ce introduce o descriere. Trei zile mai târziu a publicat cartea printr-un serviciu de la Amazon numit KPD. Vestea s-a răspândit ca fulgerul pe Twitter și a apărut revolta. Foarte interesant. Mie îmi place ce văd aici pe ecran. Mi se par niște ilustrații destul de simpatice. Hai să vedem ce a urmat apoi după publicarea cărții. Da, inițial mesajele erau pozitive, era lăudat pentru creativitate. Asta pentru că, până la urmă, rezultatul final a venit după sugestii foarte clare date de către amar programelor de inteligență artificiale însă apoi furtună. Au urmat critici, jigniri, acuzații din partea unor artiști care spuneau că le-au fost furate ideile și în același timp călcate și drepturile de autor. Știm, e o discuție lungă cu privire la acest ultim aspect, deoarece aceste softuri, cum este Midjourney, care folosesc inteligența artificială, au o bază de date. De unde Amar își dorea doar ca prietenii săi să poată să le facă o surpriză copiilor această carte, până la urmă situația a degenerat. Spune că a fost șocat de mesajele primite, de răspunsul pe care l-au avut oamenii la cartea lui și cartea normal a fost scoasă de pe serviciul Amazon. Ei au spus că erau foarte multe ratinguri, fie de 5 stele, fie de o stea. Și atunci, cu fiind controversa aceasta, s-au gândit mai bine să tai craca. Amar spune că nici nu se consideră autor, chiar dacă până la urmă a fost necesar să fie creativ pentru rezultatul final. Cert este că nu are de gând să mai repete acest proces, pentru că până la urmă, spune el, cartea a ajuns la doi copii ai unor prieteni și acestora le-a plăcut, așa că și-a îndeplinit scopul inițial. Da, uite, mă gândeam acum cum inteligența arta, aplicațiile de inteligență artificială spune că au o bază de date. La fel și noi și creierul nostru are o bază de date în funcție de ceea ce citim. Poate eu sunt influențată de un anumit autor și atunci ce o să facă? O să vină să-mi spună că i-am furat ideile doar pentru că m-a influențat lectura pe care am citit-o. Da, știm până la urmă toate scandalurile legate de plagiat vin tocmai din această idee, din această problemă. Cum demonstrez că chiar a fost furată această idee și nu a provenit de la acea persoană. Ne inspirăm, e, ne inspirăm în fiecare e zi. E zonă gri, să spunem. Da. E, o să se lămurească. Cu siguranță va fi și o legislație la un moment dat pe tema asta. mersi mult!